frații cu inima la trecători. Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă, nădejdea e numai la noi. Sărută-ți copile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Sărută-ți copile, părinții. Opțiunea lui din 1914, la moartea regelui Carol, când a devenit el rege și, mă rog, șef al statului, și a făcut-o, a optat pentru alianța benefică, cea care s-a dovedit benefică și care implica o luptă împotriva propriei lui națiuni, adică a lumii germanice, pe care trebuia să o înfrunte acum pe câmpul de luptă. Iată sacrificii pe care i-au îndreptățit pe contemporani și pe urmași să-i spună Ferdinand cel Loial. Mă gândeam să menționăm dintre toți suveranii noștri cel care a avut cele mai multe epitete. I s-a spus regele, întregitor de țară, întregitor. I s-a spus Ferdinand cel Leal, pentru că a trebuit să-și calce pe propriile lui sentimente ca să rupă alianța cu puterile centrale. Și cel mai frumos i s-a spus regele țăranilor, că a dat pământ țăranilor. Pot spune că întreaga lui domnie este o ilustrare a acestui principiu. Voi fi un bun român. Sigur, în decursul perioadei 1914-1927, cât s-a aflat la cârma statului în calitate de rege, Ferdinand I a trebuit să ia decizii dramatice care au arătat că angajamentul lui din septembrie-octombrie 1914 nu era unul gol de conținut. Sigur, cel mai grav moment a fost cel al deciziei intrării României în război. La Consiliul de Coroană din august 1916, el și-a luat angajamentul că, indiferent de ce vor decide conducătorii politici, guvernul, el va merge pe linia apărării interesului național. Și pentru acest lucru a fost dispus să facă un sacrificiu foarte important. El era conștient că a declara război Austro-Ungariei însemna de fapt a declara război și aliatului acesteia, Germania, și asta însemna radierea lui din rândul familiei Hohenzollern, pentru că Ferdinand era un om de onoare. Nu există o imagine mai cunoscută a regelui Ferdinand decât aceea a încoronării solemne de la Alba Iulia, 15 octombrie 1922, în catedrala abia de puțin timp înălțată. Crease România Mare ca esențială opera sa, așa cum s-a spus, totdeauna va fi legată de numele său. Adusese pacea el însuși, fiind o instituție pacificatoare. În politica internă spunea, vrem să politizăm mai puțin, dar să administrăm țara mai bine. A luptat împotriva bolșevismului, socotindu-l un mare pericol al epocii. De aceea găsea că arma cea mai bună consta într-o reformă agrară și asigurarea posibilității de a munci pentru toți țăranii. Acestea erau realizările lui Ferdinand. Cu o zi înainte de încoronare, Ion Ice Brăteanu, premierul României, a sosit la Alba Iulia aducând coroanele perechii regale. Ionel Brăteanu ținea pe o pernă de catifea galbenă coroana simplă, fabricată din metalul unui tun capturat în anul 1877 la Plevna, în timp ce ministrul Mărdărescu avea în grijă diadema de aur a reginei. În biserica încoronării, mitropolitul Miron Cristea a primit coroanele și le-a depus pe altar.
Trăsura în care se afla perechea regală, trasă de 4 cai negri, s-a îndreptat spre catedrală pentru solemnitatea religioasă. Trupele înșiruite pe ambele laturi ale traseului strigau ura, trăiască regele. După liturghie, alaiul se îndreaptă spre baldachinul încoronării, amenajat în fața clopotniței și îmbrăcat în brocart roșu și galben. Alaiul era deschis de perechea regală cu fiii și fiicele acestea, pereche îmbrăcată pentru ceremonie în mantii țesute din purpură și tivite cu blană de hermină. Până la această clipă de vis, regele fusese încercat de multă suferință, multe și chinuitoare clipe de decizie, zbateri permanente între inimă și datorie. Cine era regele Ferdinand? Ferdinand s-a născut în 1865, fiind al doilea fiu al fratelui cel mare al regelui Carol I. E vorba de principele de la Sigmaringen, Leopold, care a avut pe primul născut Wilhelm și al doilea a fost Ferdinand. Era cu oarecare sânge și franțuzesc, pentru că mama, infanta Portugalii, și bunica, care era Stefanie de Beauharnais, alteță imperială, fiica adoptivă a lui Napoleon al III-lea, i-au acordat și o educație apropiată de cea franceză. Nu avea temperamentul ăla de prusac sever, era un foarte bun catolic, era un meridional în Bavaria și în regiunea munților Pădurea Neagră, e altă populație germană. În 1874 urma studiile liceale la Düsseldorf, unde a terminat șef de promoție. Încă din perioada aceea, când era încă foarte mic, a făcut o pasiune mare pentru științele naturale, mai ales pentru botanică. Și ați filmat dumneavoastră cartea aceasta, în care apare și autograful lui, după care se conducea când își făcea ierbarele. Mai târziu, ca să nu mai revin la subiect, când a venit la Sinaia, a făcut niște descoperiri senzaționale, a găsit orhidee rare în mulții bucegi. Iar când a murit, foarte bolnav și suferind, stătea într-un chioșc așa frumos, care este lângă Foișor, și ca să mai ușureze de suferințele atroce pe care le îndura, a pus să-i să construiască așa o stâncărie pe care a plantat-o cu floarea de colț, floarea reginii, cum i s-a spus, și își mulțumea sufletul chinuit de boală privind aceste flori și irișii pe care îi plantase regina Maria. Irisul a fost floarea preferată a reginii Maria. Se spune despre el că viața lui a fost așa. Cărțile, florile, câinii pe care i-a iubit foarte mult și gândurile sale, pentru că era foarte interiorizat. El n-a fost un tip expansiv, aici seamănă cu unchiul său, dar era un om de deosebită cultură. După studiile gimnaziale a făcut școală militară, era tradiția familiei, și când a terminat școala militară de 2 ani, s-a înscris la 2 universități mari germane, Tübingen și Leipzig, unde a studiat istorie, științele politice, economie politică, câteva discipline de drept, deci avea o cultură multilaterală și vorbea perfect 6 limbi, 3 moderne. E vorba de engleză, franceză și italiană și 3 limbi clasice, greaca veche, latina și ebraica. Interesant că mai târziu, când s-a stabilit în țară și era de acum rege după primul război și a vizitat cetatea Histria, unde Vasile Pârvan avea un mare șantier, să descoperiseră câteva inscripții în greacă pe care Ferdinand le-a tradus mai cu rapiditate decât Vasile Pârvan. Păstrăm această amintire de un om cu o cultură foarte vastă. Vine în țară pentru că bătrânii suveran Carol și Elisabeta își pierduseră fiica și n-au mai avut urmași direct, și atunci, la presiunea Parlamentului că trebuia
era de acum o domnie ereditară în familia lui Carol I, îl desemnase urmaș pe fratele de la Sigmaringen, pe Leopold. Acesta a declinat oferta și l-a numit pe fiul cel mare Wilhelm, care nici acesta n-a acceptat și atunci a ajuns la soluția cu Ferdinand, care vine prima dată în țară în 1884 și primește și un grad onorific de sublocotenent într-un regiment, regimentul 4 de infanterie, de care a fost foarte legat toată viața. În 1889 vine și se stabilește definitiv, de acum este recunoscut ca prinț moștenitor, și Carol I, care era un om cu principii foarte severe, îl inițiază în treburile de stat și mai ales pe linie militară. Îl mută de la infanterie la cavalerie, în ziua în care se va căsători cu principesa Maria, îi dă și gradul de major, ajunge după aceea general de corp de armată, a parcurs toate treptele militare și în 1913, când Carol I, fiind bolnav și suferind, n-a putut să conducă armata română dincolo de Dunăre, când noi am intervenit în cel de-al doilea război balcanic, a fost comandantul suprem al armatei care trece Dunărea și a fost extrem de omenos. A dat niște ordine severe militarilor săi, nicio rechiziție, nicio samavolnicie, nimic, nicio pagubă n-au făcut populații bulgare. Tot ce a luat armata s-a plătit în bani cash și au lăsat o imagine destul de frumoasă într-o țară care fusese pustită de războaiele balcanice, fiind prost condusă. Bulgarii, cu ideea asta să-și facă o Bulgarie mare, s-au bătut cu sârbii, cu turcii, cu grecii, cu toată lumea. Cu noi nu s-au bătut, noi am trecut ca să facem pace. Pacea s-a ținut la București, prezidată de Titu Maiorescu. Atunci am luat, pentru că în strategia timpului se considera că Dobrogea trebuie apărată de două cetăți importante, Silistra și Turtucaia, și am mai luat fâșia aceea care se termina la Balcic, unde mai târziu Regina Maria și-a făcut castelul visurilor ei. Pentru că a venit tânăr. Era un tânăr foarte elegant, vioi, blond. Cu ochi albaștri. Cu ochi albaștri, făcea o impresie grozavă și când scăpa de la instrucția militară pe care trebuia să o facă zilnic, la ora 6 era cu regele în fața trupelor, să mai relaxa în anturajul reginei Elisabeta, unde era un grup de domnișoare, între care strălucea urmașa poeților Văcărești, Elena Văcărescu, care atunci era tânără și de care Ferdinand s-a îndrăgostit puternic. Și ea, la rândul ei, l-a iubit foarte mult. Regina Elisabeta, încântată de idila care s-a înfiripat sub ochii ei, le-a acordat o sprijin și au făcut o logodnă secretă, dar când a aflat primul ministru, Carol era aproape înclinat spre un gest de bunăvoință, dar lascăr catargiu băr moldovean conservator, avea principii severe, în Constituție era trecut că suveranii n-au voie să se căsătorească cu românce și a zis, majestate, s-a adresat lui Carol I, majestate, aista nu se poate în graiul lui moldovenesc, nu vrem ca Văcăreștile să devină mătușile regelui. Elena avea două mătuși care nu erau așa de onorabile. Și s-a procedat cu multă duritate. Pe Elisabeta Carol a trimis-o în Italia ca o pedeapsă. Pe Elena Văcărescu, care a fost recompensată cu o sumă de bani destul de importantă, au lăsat-o să plece la Paris cu condiția să nu mai revină în țară. A venit târziu, în 1925, când a fost primită în Academia Română. E prima femeie care a intrat în Academia Română. Și pe Ferdinand, ca să se încheie povestea asta de dragoste, potrivit principiilor dinastice, i-au căutat o soție și au găsit-o în familia regală engleză. Regina Victoria a avut doi băieți, cel mare va fi următorul rege Eduard al VII-lea și fratele lui, Alfred, duce de Edinburgh, era comandantul marinii britanice. Pe Alfred, regina Victoria l-a căsătorit cu fica țarului Alexandru al II-lea. Maria Alexandrovna era o ortodoxă fanatică și nu s-a acomodat deloc în Anglia. Nu-i plăcea ceața, nu-i plăcea atmosfera, nu i-a plăcut nimic în Anglia. Și pentru Maria accepta orice, numai să nu ia un englez. Maria a avut o idilă cu vărul ei, care va deveni viitorul rege George,
Dar Maria Alexandrovna, mama, nu accepta o căsătorie, mai ales între veri primari. Religia ortodoxă interzice această căsătorie. Și atunci când a venit propunerea din partea României, Carol plecase special în Anglia, a tratat cu regina Victoria și i-au găsit soție. Căsătoria s-a făcut la Sigmaringen. Maria avea 17 ani, el avea 24. Și venind în țară, Maria a suportat greu primii ani pentru că era atmosfera aia rigidă, germană, nu i-a plăcut Palatul Regal din centrul capitalei. Până la urmă, Carol a început să-i mai acordă niște libertăți, făcuse de acum cel mai important gest, consolidase monarhia. Ferdinand și Maria au avut 6 copii, 3 băieți, 3 fete. Din momentul ăsta se știa că monarhia română e puternică, are urmași și Carol i-a acordat dreptul să prinților moștenitori să-și aramenajeze cotrocenii, care a devenit reședința lor, iar la Sinaia el a spus că nu pot locui două familii regale în același timp și în același loc și lângă Peleș a ridicat pentru prinții moștenitori Pelișorul, pe care l-a împodobit Maria în stilul ei, combinând elemente din Scoția, de elemente de simbolice din arta celtă cu elemente Art Nouveau, cu stil brâncovenesc. Maria e o creatoare de stil. Un american bogat, care a cunoscut-o la vizita pe care a făcut-o în America, i-a dedicat un muzeu în statul Washington, se numește Mary Hill. Și acolo sunt multe piese de mobilier dăruite de Maria pentru acest muzeu care îi poartă numele și care e destul de vizitat și în zilele noastre. Căsătoria a mers. Nu era o dragoste puternică între ei, dar era o armonie deplină în ceea ce privește interesele României. Se apropie cu pași repede primul război mondial. Atmosfera era încinsă. Carol I convoacă la Sinaia un consiliu de coroană ca să decidă ce se va întâmpla cu România dacă începe războiul. Și el avea niște alianțe vei cu puterile centrale. Austro-Ungaria, Germania și Italia era aici. Era primul consiliu de coroană pe care el îl prezida. Era o situație el prezida, dar consiliul de coroană era consultativ. Regele putea să ignore decizia lor. În Consiliul de Coroană intrau toți foștii prim-ministri și miniștrii guvernului în exercițiu și președinții camerelor, a Senatului și a adunării. Un fel de ce se atede astăzi. Cam așa. Atât că acolo erau oameni mult mai luminați. Toți la Consiliul de Coroană, i-am văzut, erau doctori în științe în Germania și în Franța. La 10 octombrie 1914, la Sinaia, în Castelul Regal, Carol I moare. Privirile poporului român s-au îndreptat spre Ferdinand, pentru că acesta a preluat povara regalității. În septembrie 1914, el depune jurământul ca bun român și rege, hotărât să-și închine viața iubitei sale patrii, prelua țara însă într-o perioadă de foarte mari tensiuni politice. Și-a rostit mereu întrebări grele și aproape nu era discurs în care să nu-și explice deciziile. Iată, aprilie 1917, cităm: "De-aș fi pus încă o dată să aleg, aș acționa din nou exact cum am făcut. Regina Maria și Igheduga îi susțineau alegerile. Desigur, drumul pe care am pășit m-a îndepărtat de tot ceea ce înainte mi-a fost drag, de familia mea, de prieteni, de preocupările mele, de copilăria mea. Nu poți să uiți locul unde te-ai născut. Mi-am iubit familia foarte mult. Ea a fost dură și nedreaptă față de mine, dar sunt convins că oricare dintre ai mei ar fi acționat în locul meu exact ca mine. Ce ciudată este viața! Un mare număr de ofițeri care au luptat împotriva trupelor mele mi-au fost prieteni, camarazi de regiment. Îl cunosc foarte bine pe Mackensen, care locuiește acum în palatul meu de la București. La fel pe Falkenhayn. Germania mai presus de orice, spun germanii. Eu însă spun datoria mea mai presus de orice." În iarna lui 1917, în fața Parlamentului de la Iași, declară într-un istoric discurs: "De 5 zile suntem în război și nicio clipă nu am regretat, nicio clipă nu am încercat sentimentul că m-am înșelat în legătură cu soarta țării. Când m-am urcat pe tron, un singur gând mi-a dominat existența clipă de clipă, acela cu privire la rolul ce-i va reveni României în marele conflict. Aici era marea sarcină pe care trebuia să o îndeplinesc. Ce luptă interioară a însemnat aceasta?
De la început, norma mea de conștiință a fost aceea de a face abstracție de mine însumi, de a nu lua în seamă nici originea, nici familia mea, de a nu vedea decât România, de a nu mă gândi decât la ea, de a nu trăi decât pentru ea. Nu pentru tine însuți domnești asupra unui popor, ci pentru popor. Aceasta este sarcina cea mai nobilă a unui rege. În mine s-a încins lupta între conștiință și inimă. Conștiința a învins. Am speranța pe care nimic nu poate diminua că-l voi învinge pe Mackensen, căci am reușit să înving în mine un Hohenzollern. Onoarea unui suveran la început secolului al XX-lea era împărțită între obligațiile lui constituționale ca monah al unei țări și apartenența la o mare familie, la o dinastie. Nu a fost ușor, pentru că declarând război Austro-Ungariei, el și-a semnat singur excluderea din familie. Era vorba de o moarte civilă. Din acel moment a devenit un nimeni pentru rudele lui, în primul rând pentru împăratul Wilhelm al II-lea, care era înrudit îndeaproape și și urmașii săi, practic, au fost eliminați din toate documentele oficiale, începând cu lista suveranilor și până la relații umane. Practic, a devenit un proscris. Sigur, această decizie este una pe care astăzi, într-o lume în care valoarea cuvântului și conținutul sintagmei de onoare nu mai este atât de importantă. Poate ne este greu de înțeles, dar în 1916 și în perioada care a urmat a avut un efect dramatic. Sunt convins că o bună parte din problemele de sănătate ale lui Ferdinand au venit din aceste frământări interne. Sigur, eu, în calitate de rege al României, sunt obligat să împărtășesc destinul poporului meu, dar în același timp, eu nu sunt un om oarecare, fac parte dintr-o mare familie care aproape 900 de ani a jucat un rol decisiv în istoria Germaniei și în istoria Europei. Am învins simțul datoriei. În memorabila zi de 27 august, regele și-a convocat miniștrii și politicienii la un consiliu de coroană la Cotroceni. Pentru România venise clipa angajării alături de Antantă. Declarația de război și intrarea trupelor române în Transilvania sunt fixate pentru 27 august. În consiliul de coroană nu există unanimitate. Marghiloman, Petre Carp, Maiorescu și Rosetti s-au pronunțat împotriva intrării în războiul mondial și rămânerea la neutralitate. Rezultatul scrutinului este acela însă hotărât de suveran. Consiliul de coroană a decis neutralitatea armată. Carol a fost extrem de supărat și a smuls decorația pe care o avea la gât. Pur le merit, era o decorație prusacă pe care o primise în tinerețe pentru activitatea sa în războiul dintre Prusia și Danemarca și avea și titlul onorific de mareșal al Prusiei și el era convins că Germania, care are cea mai puternică armată din lume, va câștiga războiul și că noi, luptând împotriva Germaniei, punem în pericol tot ce a făcut el 48 de ani. A murit de supărare. Și Ferdinand, care 35 de ani a stat în umbra unchiului său, a primit domnia într-un moment extrem de dificil, când trebuia să se ia o decizie. Franța pierdea bătălia de la Verdun și în momentul acela România începuse tratative cu aliații. Francezii ne-au somat, dacă nu intrăm în război în 1916, în vara anului 1916, nu ne vor fi luate în considerație revendicările teritoriale din fostele provincii ale Imperiului Austriac.
Și în felul acesta, nepregătiți, Brătianu a încercat cât s-a putut să mai amâne, dar nu se mai putea, era momentul, ori acum, ori niciodată. Și România intră în război cu o armată nepregătită, asta a fost nenorocirea. Trecem Carpații, pentru că interesul nostru era în Transilvania, dar rămânem descoperiți în sud. E vorba de august 1916. 16. A fost un consiliu de coroană care a decis. Și în sud, unde rușii trebuiau să aducă o armată puternică în Dobrogea să ne sprijine, n-au mișcat un deget. Bulgarii, în schimb, au primit ajutor german, a venit Mackensen cu o armată perfectă, au venit și turcii și ne-au atacat în Dobrogea. Românii avuseseră succes în Transilvania, eliberaseră Brașov, eliberaseră o parte din Transilvania, dar în momentul când frontul s-a prăbușit în Dobrogea, au trebuit să se retragă. Nemții au retras, au oprit bătălia de la Verdun, l-au adus pe Falkenhayn, mare mareșal și mare strateg, și au venit din Transilvania încă trei armate, una germană, una austriacă, una maghiară. Eram într-un clește. Frontul românesc avea cea mai mare lungime în primul război mondial. Era mai lung decât frontul rusesc. Și a urmat acea cumplită retragere în Moldova. A fost o tragedie. Și partea cea mai rea a fost că și lumea panicată, că vin nemții, se spunea că sunt cruzi, că sunt barbari. Șosele erau supraaglomerate, plecau țăranii cu carul, cu boi, cu tot ce puteau să-și ia din sărăcia lor și au ajuns în Iașola supraaglomerat și a fost o perioadă în care s-au remarcat și Ferdinand și Regina Maria. Au trecut prin încercări extrem de grele. A venit misiunea franceză, care a avut un rol decisiv. Primeam echipament militar din Franța prin Arhanghelsk, venea, traversa Rusia și ajungea la noi. Am uitat să menționez episodul când a zis că cel mai greu a fost să se învingă pe sine însuși. Deci în august 1916 el a decis să rupă alianța și să se alăture Antantei. La Sigmaringen s-a pus drapelul negru pe castel, a fost considerat mort de familie și s-a ridicat numele de familie de Hohenzollern. Și de atunci, Ferdinand, Carol al II-lea și Mihai s-au numit de România, prinț de România. El a fost cel care a zis, cea mai grea bătălie a dus-o cu sine însuși, a trebuit întâi să învingă pe el. De aici, acel epitet frumos, Ferdinand cel leal. A fost leal patriei și nu familiei, țării sale și nu familiei sale. Campania din 1917 a durat 50 de zile. Pentru români, aceasta înseamnă o pagină glorioasă în istoria lor, căci nu numai că a împiedicat ocuparea Moldovei de către inamic, ci a și restabilit onoarea armatei. Faptele de arme de la Mărășești și Oituz au dovedit combativitatea, vitejia și disciplina oștirii române, așa încât unul dintre adversari constata: noi înfrânsesem oștirea română, dar posibilitatea de a o nimici era exclusă. Președintele Wilson s-a adresat regelui Ferdinand la 1 decembrie 1917. Poporul Statelor Unite a urmărit cu cele mai calde sentimente de simpatie și admirație modul curajos în care regele și poporul României luptă să-și păstreze neatârnarea și libertatea națională. În ciuda faptului că Ferdinand era un om de o timiditate aproape bolnăvicioasă, că era foarte greu să ia decizii, știm atât din documentele oficiale cât și din memoriile celor din jurul lui, cât s-a frământat în perioada anterioară până când a luat această decizie. Dar și-a dat seama că nu există pentru el o altă soluție decât să-și îndeplinească jurământul solemn făcut în 1914. De altfel, și în timpul războiului, când soarta României a fost extrem de critică, înfrângerile din toamna lui 1916, pierderea Dobrogei și Olteniei și Munteniei, pierderea capitalei, refugiul la Iași, groaznica iarnă a anului 1917, când guvernul refugiat la Iași a trebuit să facă față unor mari probleme de
a găsi adăpost și hrană și medicamente pentru refugiați și pentru, pentru armata care s-a retras în Moldova. Situația critică a României după izbucnirea Revoluției Ruse, care a dus până la urmă la abandonarea pozițiilor de pe front de către trupele rusești și lăsarea României singură în fața unor decizii de un dramatism extraordinar. Rezistăm până la capăt, ne retragem în Rusia sau capitulăm. Aceste lucruri dovedeau foarte clar că, deși din naștere era un om timid care ar fi dorit să nu fie obligat să ia decizii, nu a ezitat să ia decizii și a luat decizii bune. Tot pe linia aceasta a bunului român, cum a promis el să fie în raport cu interesul național, trebuie să menționăm discursul lui din martie 1917, un document programatic foarte important pe care, din păcate, nu l-am apreciat la justa lui valoare și anul acesta ar fi fost un prilej bun ca să rememorăm ce s-a întâmplat în 1917. Regele Ferdinand s-a comportat nu numai ca un bun român, dar și ca un cetățean model care și-a pus și interesele lui personale, de clasă, de grup, și-a pus aceste interese sub interesul național. El a promis țăranilor pământ, pentru că și-a dat seama că viitorul României depinde de atașamentul cetățenilor și, în primul rând, a țăranilor de această țară și că un om lipsit de drepturi politice și de o situație economică e foarte greu să-i cer să facă sacrificiul suprem. Faptul că populația a rezistat tuturor tentațiilor. Știți că a fost în Moldova era o armată de aproape 1 milion de soldați ruși care au căzut pradă propagandei populiste a bolșevismului și era un teren fertil, ca să zic așa, pentru pescuitorii în ape tulburi, pentru ca să încerce să răstoarne ordinea de drept și în acea mică bucățică de Românie care mai era încă neocupată. Armata română, alcătuită în majoritate din țărani, pentru că aceasta a fost structura populației în primele decenii ale secolului al XX-lea, nu a trădat și a rămas neclintită alături de guvern și de suverani în acele momente foarte critice. În 1917, în vara anului 1917, Mackensen, care a supranumit spărgătorul de fronturi, decide să lichideze rezistența română pentru că ei voiau să intre în Rusia, să ajungă la Odessa, să ajungă în grănarele de la Odessa, în Germania se murea de foame. Și pornesc acea ofensivă, care noi am avut o încercare să rupem frontul la Oituz, unde am avut o victorie la Mărășești destul de apreciabilă, dar rușii care se retrăgeau, rușii părăseau frontul, venise Lenin, le promisese că le dă pământ și pace. Nu mai lupta niciun mujic, spărgeau cârciunile, se îmbăteau, jefuiau. Acum pericolul era mai mare de la ruși aliații noștri decât de la germani. Și a urmat celebra bătălia cămașilor albe la Mărășești, unde Ferdinand a fost în mijlocul soldaților tot timpul. Am găsit în arhiva dumneavoastră și vă mulțumim încă o dată pe această cale pentru extraordinarele imagini care le-am putut folosi. Aceste imagini, aceste fotografii de pe front în care Ferdinand și Maria sunt în mijlocul soldaților. Maria a fost mama răniților. Se ducea în halat o altă infirmieră, le citea scrisorile de acasă, îi mângâia, le ducea flori, le ducea țigări, dar seara când se întorcea în cortul pe care l-avea ca infirmieră,
halatul alb cu care plecase era cenușiu și îl dezbrăca și îl arunca în foc, că era plin de păduchi. Era o epidemie de tifos exantematic, dar nu s-a speriat de nimic și tot războiul a fost în mijlocul răniților. Iar Ferdinand, care era comandantul suprem al armatei, așa era Constituția, regele era comandantul suprem al armatei, a fost în mijlocul soldaților. Impresionant că în perioada aia s-a găsit pentru prima dată un steag de la Ștefan cel Mare. L-au găsit călugări de la muntele Athos și l-au trimis în țară. Îl avea ca simbol pe Sfântul Gheorghe și o inscripție. O sfinte îndurătoare și biruitorile, Marele Gheorghe, care în nenorociri și în năpăști dai un grabnic și călduros ajutor celor necăjiți și nespusă bucurie. Primește această rugăciune de la smeritul tău rob al lui Dumnezeu, Ștefan. Și l-au adus ca simbol, iar după bătăliile pe care le-au purtat acolo, regele s-a dus la 22 martie 1917 pe frontul armatei a doua. Și a rămas celebru în istoria noastră discursul pe care l-a ținut soldaților. Ostași, cu inima plină de nădejde, vă salut azi pe voi, ostași din armata a doua, care de mai multe luni ați opus o rezistență nebiruită tuturor încercărilor vrăjmașului de a rupe liniile noastre. Voi stați aici la un post de onoare, păzitori neobosiți ai hotarului țării, expuși la atacul unui vrăjmaș care întru fia lui crede că toate trebuie să se închine în fața lui, că toate drumurile, toate ușile sunt deschise lăcomiei sale de stăpânire. Prin vitejia voastră bărbătească l-ați învățat că pe aici nu se trece. Vă mai așteaptă lupte grele, căci drumul este lung, dar cu ajutorul lui Dumnezeu îl veți străbate biruitori. Voi, fiilor de țăran, care ați apărat cu brațul vostru pământul unde v-ați născut, unde ați crescut, vă spun eu, regele vostru, că pe lângă răsplata cea mare a izbânzii, care vă asigură fiecăruia recunoștința neamului nostru întreg, ați câștigat totodată dreptul de a stăpâni pământul pentru care v-ați luptat. Și vi se va da pământ. Eu, regele vostru, voi fi întâiul de a da pildă. Vi se va da și o largă participare la treburile statului. Și într-adevăr a dat pildă, pentru că domeniile coroanei au fost expropiate cu două treimi și el a fost primul care a împărțit pământ țăranul din domeniile coroanei. Ferdinand, ieșind biruitor, pentru că a avut curajul să nu semneze pacea aceea catastrofală, pacea de la București, cum i s-a spus, pacea deci n-a putut să fie validată, se întâmplă un moment cu totul și cu totul deosebit în martie. Basarabia, vechiul pământ al lui Ștefan cel Mare, prin hotărârea sfatului țării, se unește cu o Românie biruită, o Românie învinsă, o Românie care trebuia să capituleze în fața vrăjmașului și primul pământ care vine spre țară este Basarabia. A fost pentru Ferdinand o rază de lumină. În noiembrie vine Bucovina, la 1 decembrie Transilvania și peste puțin ca o încununare a ce s-a numit România Mare, la 15 octombrie 1922, într-o catedrală ridicată special la Alba Iulia, care amintea de martiriul Horia și Cloșca, de tribunul Avram Iancu, care de la Alba Iulia a plecat să-și răscoale moții, la Alba Iulia, unde intrase Mihai Viteazul, s-au încoronat ca regi pentru România Mare. A fost cea mai frumoasă sărbătoare pe care a avut-o poporul român. Regele Ferdinand este acum cu mai bine cotat decât era, să spunem, cu câteva decenii în urmă, în sensul că se cunosc date care atestă că el a fost o prezență nu numai benefică, ci una care a garantat unitatea românească. Să ne amintim că tratatul de la Buftea n-a fost ratificat de rege și că acest lucru a permis românilor un anumit joc favorabil în momentul final. Am dat aceste elemente, dar sunt multe altele. Început cu venirea rapidă
cu primirea delegației basarabene, cu mersul la București, acolo unde avea să vină delegația românilor ardeleni după adunarea de la Alba Iulia. Toate acestea erau făcute cu într-un ritm, cu o rapiditate care arată și pricepere și devotament și așa mai departe. Ca să vorbim de, după aceea, de încoronarea de la Alba Iulia, care a fost un adevărat triumf pentru el și care arată în ce măsură el și-a a reușit să simbolizeze până la capăt acest fenomen al unității românești. Sigur că, vorbim de rege, vorbim și de regină. Regina a fost mai bine cotată în amintirea poporului, dar aceasta e pentru că era mai emotivă și pentru că umbletul prin spitale și uneori chiar în tabere de luptă au făcut-o foarte populară. Sigur, ea își putea permite ceea ce regele, ca monarh, ca șef al statului, nu putea să o facă. Dar iată încă un element. Se trebuie amintite, sigur, și altele. În costum de infirmieră, Regina Maria cutreira punctele ferbinți, spitalele, momentele grele ale războiului. Îi apare ca o necesitate imperioasă reorganizarea sistemului sanitar al armatei. Acționează pentru a ameliora asistența medicală și a ridica moralul armatei și al populației. Ca și regina mamă Carmen Silva și regina Maria, îi se mai spunea și englezoaica, e socotită ca o mamă a răniților. Nenorocirile din război, foametea, bolile au făcut să se sudeze mai puternic legătura afectivă dintre perechea regală și popor. Tot un bun român o dovedește faptul că regele Ferdinand, deși s-au făcut mari presiuni asupra lui, nu a ratificat pacea de la Buftea București. A folosit prerogativele lui constituționale, refuzând să semneze această pace, care practic nu intra în vigoare fără contrasemnătura regală. Și asta a făcut ca România să aibă o șansă în plus atunci când în noiembrie 1918 trupele Antantei au străbătut Bulgaria, au trecut Dunărea și România a reintrat în război împotriva puterilor centrale, lucru care a pus țara într-o situație de a participa la conferința de pace care a stabilit soarta lumii după primul război mondial. Sigur, recunoașterea unirii cu Basarabia, cu Bucovina și cu Transilvania și celelalte ținuturi de dincolo de Carpați ar fi fost aproape imposibile fără această decizie a lui Ferdinand de a nu ceda, deși s-au făcut amenințări inclusiv la persoana lui și nu a semnat pacea de la Buftea București. Sigur, acum la mai bine aproape 100 de ani de la acele evenimente, poate suntem suficient de degajați ca să judecăm la rece lucrurile, dar nu trebuie să uităm circumstanțele dramatice în care a domnit Ferdinand I. Practic, o bună parte din domnia lui a fost perioada primului război mondial și anii foarte complicați de după primul război mondial, când practic din mai multe elemente cu tradiții istorice, administrative, politice, sociale, culturale diverse, s-a creat România Mare ca un stat unitar cu reforme profunde care nu ar fi fost posibile fără a avea în fruntea statului un om foarte echilibrat. Thank you.
La 20 iulie 1927, tricolorul coboară în Bernă. Primul rege al României Mari a încetat din viață. În București, pe distanța de la Palat la Gara de Nord, rămășițele pământești ale suveranului au fost conduse de sute de mii de oameni în lacrimi. Curtea de Ardeș, străvechea catedrală, îl primește pe rege și îl așează lângă marele Carol I. Când am luat moștenirea întemeietorului României moderne, am făgăduit înaintea reprezentanților națiunii că voi fi un bun român. Cred că m-am ținut de cuvânt. Ferdinand a fost cu adevărat un bun român, așa cum va fi un alt suveran al României, regele Mihai I, urmașul lui la tron.